Bună ziua și bine v-am regăsit în această etalare. Vom vedea ce are persoana voastră să vă transmită. Voi folosi doar cărțile de tarot de această dată. Țineți cont că dacă aveți nevoie de o etalare personală, găsiți toate detaliile în descriere și de asemenea, dacă sunteți interesați de cum va fi luna august pentru voi etalări pe zodii, atunci vă puteți duce pe pagina de pornire și să vedeți acolo printre primele rânduri Uh, am horoscopul pentru august 2022 sau puteți să mă găsiți pe canalul Mesaje Intuitive în Tarot. Acolo voi publica doar horoscop, nimic altceva. Ok, bun. Să vedem acum exact ce se întâmplă pentru voi și persoana voastră, energia voastră. Vreau să văd pe a voastră prima. Energia voastră este de casă, de familie. Voi vă simțiți bine alături de cei dragi și voi sunteți într-o perioadă relativ liniștită a vieții. În general, nu cred că există foarte multe elemente imprevizibile în viața voastră. În acest punct, în fiecare zi, este cam la fel. Lucrurile sunt liniștite, în principiu un pic monotone, dar am senzația că vouă, vă cam place stilul acesta. Totuși, nu aș putea spune că aici nu există gânduri în legătură cu persoana voastră. Uneori puteți avea tendința să vă gândiți ce bine era dacă situația noastră era mai bună. Acum, bun. Energia persoanei voastre. Regina de pentagrame. Persoana voastră nu vă scoate din priviri sau de sub observație, asta trebuie să știți. Și de asemenea aș vrea să vă atrag atenția că persoana asta este destul de focusată pe muncă. Este o persoană <coughs> ce dorește stabilitate pe toate planurile, nu doar familială și financiară, așa, um, aici, sincer, energiile sunt destul de calme, destul de liniștite, nu mi se pare ca și cum ar fi o persoană mult mai impulsivă decât cealaltă, sunteți aproximativ pe la același nivel de impulsivitate și... Um, de dorință de a crea stabilitate, doar că fiecare și o manifestă diferit. În timp ce voi vă gândiți mai mult ce ține de familie, de a, face, de a avea copii, de a-i crește, de a-i educa și așa mai departe, persoana voastră se gândește mai degrabă la chestiuni financiare, să se asigure că are suficiente surse de venit, lucruri de această natură. Pe de o parte, văd unde este compatibilitatea pentru voi. Pe de altă parte, Sincer, pentru voi aici îmi pare că voi aveți deja o relație, nu îmi pare că este cu această persoană chiar deloc, aici cred că este vorba de o separare Între voi și persoana voastră, dar cumva voi încă vă vizualizați alături de această persoană, chiar dacă aceasta nu prea îmi pare să mai facă parte din viața voastră Care e situația dintre voi acum? Faitonul am de bâte, trei Sincer, dacă există distanță între voi și această persoană, relație online sau separate cumva de distanță într-un fel sau altul, sincer aici îmi pare că persoana voastră va fi dispusă să vină înspre voi să comunice. Ce vreau să vă transmit acum... Este că mesajele care vor veni în această italare uh, pot coincide foarte bine pentru unii dintre voi cu ceea ce vă va spune această persoană în momentul în care va veni înspre voi, dar vă puteți aștepta ca această persoană să dea un semn. Nu cred că uh, situațiile între voi s-au blocat definitiv, cred că este temporar. Problema este că voi va trebui să luați o decizie. Dacă voi aveți de gând să continuați cu această situație actuală sau dacă aveți de gând să aveți de-a face cu această nouă persoană. Pentru cei care sunt aici împreună și urmăresc această, acest videoclip pentru că am și acest scenariu, vreau să zic că persoana voastră va face un pas către voi. Nu este exclusă o călătorie din partea acestei persoane um, către voi, încă o dată, da? Deci... Da, sau poate o excursie pentru unii dintre voi. Dar, în principiu, nu mi se pare că sunteți persoane care au renunțat unul la celălalt, nu mi se pare că sunteți persoane care să nu mai vreți să aveți de-a face unul cu celălalt. E o căldură și o liniște pe care voi o simțiți când sunteți împreună cu această persoană și se resimte și de partea acestei persoane când este cu voi, dar, nu știu mesajul principal de aici este că majoritatea dintre voi nu sunteți împreună sau există o răceală bruscă între voi în sensul că nu prea comunicați. Iar în cazul în care, nu știu, unii zic, păi da, dar suntem împreună, locuim în aceeași casă, ceva răceală este între voi. Care se resimte de ceva timp, dar care a fost ignorată. Dar, pe de o parte, ambele părți aici doresc să aibă aceeași relație și voi doriți această relație și persoana voastră, dar voi sunteți implicați și în altă parte. Bun. Hai să văd ce mesaje vreau să vă transmită această persoană. Această persoană ar vrea să vă transmită că știe că are de făcut o decizie în legătură cu voi și cu această relație, știe că uh, mingea este în curtea sa, știe că trebuie să facă pași, să facă schimbări în legătură cu viața sa și să se mențină de acele schimbări. Este, știe că este nevoie de o mai mare responsabilizare în ceea ce privește relațiile și chiar oficializarea unei relații. Problema este că această persoană nu neapărat simte că dorește, că este pregătită să facă acest pas și de aceea poate ca acest contact pe care îl va face față de voi să nu pară neapărat atât de serios pe cât ați vrea voi. Nu înseamnă că persoana nu este serioasă față de voi, pentru că și această persoană vede stabilitate, siguranță, viață de familie, de ce nu alături de voi. Singura problemă este că această persoană consideră că mai trebuie să treacă o vreme până ce se poate discuta despre pași suplimentari în relație. Aș vrea să vă atrag atenția că această persoană este dispusă să facă sacrificii pentru această relație, dar nu este dispusă să grăbească ritmul relației. Cu trei de pentagrame azi de băte, este ca și cum această persoană vine să vă propună să lucrați din nou la această conexiune. Singura problemă este că nu este în modul în care voi vă așteptați, pentru că voi, de exemplu, vă puteți aștepta de la această persoană pur și simplu să vină cu mutat împreună, cereri în căsătorie sau tot felul de lucruri. Este mult prea rapid pentru această persoană pentru a se vorbi de așa ceva în acest punct, dar asta nu înseamnă că nu vrea să se apropie de voi. Modul în care această persoană își arată afecțiunea este prin gesturi, prin sacrificii și prin a, faptul că dorește să vă ajute, să vă dea sfaturi, să vă ghideze sub o formă sau alta. Dar în contextul în care voi așteptați ca această persoană să vină ca și partenerul și să faceți salturi foarte rapide în relații, să aveți copii, lucruri de această natură, este ca și cum persoana nu vrea, vrea încă un pic de independență în sensul ăsta, dar asta nu înseamnă că exclude ideea unei familii cu voi pe termen lung. De asta voi vreți acum, persoana asta nu chiar acum. Nu mi se pare că aveți țeluri foarte îndepărtate, până la urmă amândoi vreți o familie stabilă și o relație stabilă. Doar că voi sunteți mai mult vreau acum, de ce trebuie să aștept, de ce trebuie să treacă nu știu cât timp Eu știu ce vreau, tu știi ce vrei, hai să facem lucrurile să se întâmple Iar această persoană este mai degrabă precaută și vine la voi cu pași concreți și în momentul în care vine la voi vrea să vă, se vadă cu voi, vrea să petreacă timpul cu voi, dar nu vă zice de o propunere pe care voi o așteptați, aveți senzația că persoana asta vrea doar o aventură cu voi. Probabil aici această persoană are și reținere în a discuta deschis, ce crede, de ce crede, de ce nu vrea lucrurile să evolueze și voi aveți tendința mereu să dați vina pe a, persoana asta nu știe ce vrea, persoana asta probabil mai are și pe alții sau pe altele, persoana asta este atractivă și sigur nu mă ține numai pe mine, sigur îmi mai trebuie nu știu câte persoane și așa mai departe. Deși nu neapărat este cazul, dar atâta timp cât nici persoana asta nu comunică și nici voi nu vreți să-i vedeți punctul de vedere și îl vedeți doar pe al vostru, nu are cum să se întâmple ceva diferit. Adică, da, maxim vine, vă vedeți, comunicați, probabil niște interacțiuni intime pentru unii dintre voi și după fiecare își vede de treabă pentru că voi vreți prea mult, prea deodată pentru această persoană. Nu neapărat în general, pentru că acum fiecare știe situația și fiecare știe dacă este prea mult, prea puțin sau, cum, sau e normal sau cum este. Dar pentru această persoană, pentru că vorbim din perspectiva acesteia, îi se pare mult, prea mult ce așteptați voi de la aceasta. De să zic, nu este o persoană rău intenționată, doar că nu reușiți să vă comunicați valorile, dorințele, așteptările și vitezele, nu reușiți să vi le acordați în timp util pentru a face lucrurile să decurgă cu cât mai puține probleme din acest punct de vedere. Sincer, aici persoana nu prea am senzația că vă spunem foarte des că vă iubește sau lucruri de această natură în general. Dar simte o pasiune foarte puternică pentru voi, este o persoană care se gândește întotdeauna la voi, are gânduri foarte puternice și foarte pasionale în legătură cu voi, are fantezie în legătură cu voi, se vizualizează cu voi. Toate elementele astea sunt acolo. Dar nu comunică uh, sentimentele sale, chiar dacă ele sunt. De foarte multe ori această persoană poate să pară destul de egoistă și poate să pară destul de orientată pe propria plăcere, dar această persoană este doar o persoană orientată spre practic, doar că această practicalitate nu este întotdeauna înțeleasă așa cum ar trebui. Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că vă este utilă etalarea. Dacă aveți nevoie de o etalare personală, găsiți toate detaliile în descriere. La revedere!